Conducerea Partidului Social-Democrat Gorj îl susține în continuare pe Victor Ponta pentru o viitoare candidatură la alegerile parlamentare din 2016. Președintele PSD, Florin Cârciumaru, a declarat că decizia de a mai candida sau nu la Târgu Jiu îi aparține premierului. În timpul vizitei pe care a avut-o în municipiu, premierul Victor Ponta a fost întrebat pentru ce județ va candida la alegerile din 2016. Primul ministru a declarat că așteaptă punctul de vedere al liderilor din PSD Gorj. Domnule premier, veți mai candida în 2016 la Gorj, la Târgu Jiu? Da, să vorbesc și eu cu oamenii care m-au susținut. În același timp, președintele Partidului Social-Democrat Gorj, Florin Cărciumaru, a precizat că Victor Ponta va decide dacă va mai candida la Târgu Jiu. Nu știu, nu am avut timpul suficient, nici cadrul adecvat ca să abordăm această problemă. Rămâne de văzut, de discutat pe viitor. Dar nu se pune problema să nu susțineți în continuare? Bineînțeles, de hotărârea dânsului depinde ce se va întâmpla pe viitor. În urmă cu 11 ani, Victor Ponta a fost ales deputat de Târgu Jiu. Acesta se află la al treilea mandat de parlamentar gorjean.